Ciprian Titistoi, ca deputat AUR, a declarat că peste 150 de aleși locali au venit alături de AUR pentru că s-au săturat de PSD și PNL. Deputatul a punctat că AUR este un partid deschis tuturor, iar obiectivul este acela de a construi tot ce nu s-a făcut timp de 34 de ani. Însă această reconstrucție nu se poate realiza peste noapte. Peste 150 de consilieri județeni, primari, viceprimari și consilieri municipali în funcție s-au alăturat AUR. Au venit în Alianța pentru Unirea Românilor, nemulțumiți de acțiunile lui Nicu și Marcel. Împreună cu ei vom reda comunitățile românilor și vom lucra doar în interesul lor. Cred că v-a ajuns și dumneavoastră 34 de ani de eșecuri pe bandă rulantă. Uitați-vă la administrația timișoreană, uitați-vă la administrația județeană a județului Timiș, mari realizări nu sunt. Ciprian Titistoica a vorbit și despre nerealizările la nivelul municipiului Timișoara. Nu avem stadion, nu avem sală polivalentă, nu avem infrastructură, iar traficul tinde să devină la fel de aglomerat ca în București sau în alte capitale europene care se confruntă cu această problemă. De asemenea, deputatul a mai menționat că cei care au venit reprezintă doar începutul, deoarece partidele care au condus țara timp de 34 de ani sunt în degringoladă. Modul lor de a face politică, acela bazat pe interese, pe baron local, pe parandărături, trebuie să înceteze acum. Deja am ajuns la peste 50% grad de îndatorare din produsul intern brut și dacă vom continua în același ritm, în 10 sau 15 ani, putem să ajungem ca în cazul Greciei sau poate chiar mai rău. Așa că trebuie să spunem stop. Altfel, mesajul AUR a fost clar și sună în felul următor. Suntem pregătiți de alegerile locale când vor ei, doar să respecte legile și Constituția.